O bătrână în vârstă de 81 de ani din Zalău a fost descoperită moartă în apartamentul ei situat într-un imobil de pe strada Porolisum. Vecinii, care nu o mai văzuseră pe femeie de câteva zile, au alertat pompierii. Oamenii deveniseră îngrijorați de soarta bătrânei care locuia singură în apartament. Nu mai știau nimic de ea de câteva zile și, cum nu le răspundea la ușe, au sunat la 112. Trupul neînsuflețit al femeii a fost transportat la morgă pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzei decesului. Am fost alertați luni seara, în jurul orei 19:30, pentru a debloca ușa unui apartament dintr-un imobil de pe strada Porolisum din municipiul Zalău. Pompierii militari au intervenit cu ajutorul scării culisabile prin geamul de la balcon, însă din nefericire persoana a fost găsită decedată.